Sunt Luigi Mițoi, pastorul Bisericii Betania, alături de care vă salutăm cu multă bucurie. Stimați prieteni și frați creștini, apreciem interesul dumneavoastră pentru înțelegerea Scripturilor și vă încurajăm să credeți promisiunile lui Dumnezeu din Biblie și să-L cunoașteți în mod personal pe Mântuitorul Iisus Hristos. El este Salvatorul și Medicul Suprem. El este soluția lui Dumnezeu la toate problemele dumneavoastră. Vă mulțumim că veți rămâne alături de noi, ascultând mesajul care urmează. Vă dorim din toată inima un timp minunat, alături de Cuvântul lui Dumnezeu. Iubită Biserica a Domnului Iisus, prin Harul lui Dumnezeu, de câteva săptămâni, am început împreună să ne aducem aminte de lucruri pe care le știm. Ciclul de lecții de duminică seara, în timpul căruia suntem acum, se numește Cum este Biserica lui Dumnezeu. În prima lecție am vorbit despre cum este biserica și despre lucrarea pocăinței ca fiind o lucrare interioară. A doua lecție am vorbit despre nașterea din nou, cea de-a treia despre sfințire și am arătat că sfințirea are două etape. Prima etapă este sfințirea lui Dumnezeu săvârșită asupra noastră și aceasta este o îndreptățire primită prin credință și a doua fază a sfințirii este trăirea zilnică într-o atmosferă de sfințenie în prezența Cuvântului și a Duhului lui Dumnezeu. În această seară, frați și surori, prin ajutorul Domnului, în timpul care ne-a rămas, ne vom concentra mintea și inima cu respect și cu multă curăție. Să ne aducem aminte de ceea ce este așa de important pentru noi, cum este Biserica Domnului. A patra lecție din acest ciclu de predici am numit-o Botezul cu Duhul Sfânt. În buletinul duminical, dacă dumneavoastră doriți, aveți o schiță a predicii pe care vă puteți nota anumite gânduri pe care Domnul vi le va da în seara aceasta. Înțelegerea botezului cu Duhul Sfânt poate fi înțeleasă din Biblie, numai când înțelegem toate lucrurile care sunt legate de Duhul Sfânt și care sunt prezentate înainte de evenimentul botezului cu Duhul Sfânt. Botezul cu Duhul Sfânt este un eveniment special și miraculos care are loc cândva în urma convertirii și a nașterii din nou, de obicei după botezul în apă, însă pentru a pricepe dincolo de partea tehnică înțelesul spiritual, lărgindu-ni se orizontul din suflet și având o înțelegere profundă, este nevoie să plecăm de la început și să observăm câteva lucruri foarte importante în legătură cu Duhul Sfânt. De aceea, înainte să ne concentrăm în mod concret asupra botezului în complexitatea lui, vom privi de la începutul Bibliei asupra câtorva aspecte importante legate de Duhul Sfânt. În primul rând, să vorbim puțin despre persoana Duhului Sfânt sau, așa cum e scris în schița de predică, primul punct, personalitatea Duhului Sfânt. În prima parte a istoriei bisericii, învățătura despre Duhul Sfânt a fost clară și a ocupat un loc foarte important în viața bisericii. Pe parcurs, preocuparea creștinilor pentru persoana și lucrarea Duhului Sfânt s-a împărțit în două extreme, s-a micșorat. Prima extremă este următoarea. Persoana și lucrarea Duhului Sfânt a fost neglijată sau subapreciată în Trinitate. Adică Duhul Sfânt a fost văzut inferior Dumnezeului Tatăl și Dumnezeului Fiul. Paguba acestei extreme este faptul că lipsește biserica de căldură spirituală, care o realizează doar Duhul Sfânt, reducând activitatea spirituală doar la dogme și noțiuni raționale, interpretate din Biblie. Această extremă s-a întâmplat, în primul rând, datorită filozofiei materialiste care a dominat gândirea umană în ultimul secol și a condus la respingerea supranaturalului, a tot ce este supranatural și nu poate fi explicat din punct de vedere logic sau științific. A doua extremă a fost exagerarea și supraaprecierea în Trinitate, dând în felul acesta naștere la tot felul de imitații omenești. Adică Duhul Sfânt a fost privit superior Tatălui și Fiului. În felul acesta s-a semănat multă confuzie
și deznădejde în inimile oamenilor, pentru că nu mai știu ce să creadă. Aceasta s-a întâmplat deoarece, scăzând interesul pentru cercetarea și înțelegerea lucrării Duhului Sfânt, în Biblie, în Scriptură, venind cu experiențe, fiecare cu experiența lui, am început să adăugăm la înțelegerea Bibliei experiențele noastre. Ceea ce este absolut interzis. Experiențele noastre sunt bune, dar noi nu facem din experiența noastră dogmă biblică. Experiența noastră este bună, este venită de la Dumnezeu, dacă este, este minunată și e un dar al Domnului pentru noi, dar nu facem din experiențele noastre Biblie. Biblia este una singură și canonul ei s-a încheiat cu a 66-a carte. Trec tot felul de oameni pe la noi, dincolo de cei care sunt aici de felul lor, și fiecare spune experiența lui, aducând înțelesul Bibliei puțin într-o parte sau în alta. Frați și surori, la baza Bisericii Pentecostale Betania de pe Caldwell nu stă experiența nimănui, ci doar Biblia și Biblia și Biblia. Experiențele noastre se pot potrivi cu Biblia, rare ori, în mod ciudat, nu. Ele sunt validate de Biblie sau nu? Nu, experiențele noastre validează Biblia. Această experiență a devenit o realitate prin faptul că ignoranța și mediocritatea în înțelegerea Scripturilor s-a mărit. Oamenii nu-și mai fac timp să cerceteze Scripturile și să-L înțeleagă pe Dumnezeu dintr-o relație personală cu Biblia, nu cu predicatorul. Și Duhul Sfânt a început să fie perceput nu ca o persoană, după cum este, ci ca o putere impersonală. Primul lucru pe care vreau să-l spun în această seară legat de personalitatea Duhului Sfânt ca un prim subpunct este: Duhul Sfânt este o persoană. Duhul Sfânt este o persoană în Trinitate, este Dumnezeu Duhul Sfânt alături de Dumnezeu Tatăl și de Dumnezeu Fiul. Ființele din lumea animală nu sunt persoane, ele sunt conduse doar de instincte primare, care întreține existența răspunzând nevoilor de viață. Omul este o persoană pentru care are sentimente, rațiune și voință. Deci, Duhul Sfânt este o persoană pentru că are sentimente, rațiune și voință. O putere impersonală nu are sentimente, curentul electric e o forță, e o putere, dar nu are sentimente. O putere impersonală nu are sentimente, nu are rațiune, nu are voință. Dar Duhul Sfânt, pentru că e o persoană, gândește, simte și are capacitatea să vrea. Sentimentele. Observați că Duhul Sfânt se poate întrista. Asta înseamnă că nu e doar o putere, e o persoană cu putere. Efeseni 4:30. Să nu întristați pe Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, prin care ați fost pecetuiți pentru ziua răscumpărării. Duhul Sfânt iubește, o putere nu poate iubi, numai o persoană iubește. Roman 15:30. Vă îndemn, dar, fraților, pentru Domnul nostru Iisus Hristos și pentru dragostea Duhului, să vă luptați împreună cu mine în rugăciunile voastre, pentru dragostea Duhului. Duhul Sfânt poate fi mințit, numai o persoană poate fi mințită. Nu poți să minți mașina, chiar dacă are 500 de cai putere. Și nu poți să minți nici cel mai mare motor din lume, chiar dacă e foarte puternic. Numai o persoană poate fi mințită. Duhul Sfânt poate fi mințit că e o persoană. Fapte 5:3. Petru i-a zis: Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt și să ascunzi o parte din prețul moșioarei? 2. Duhul Sfânt are rațiune, are capacitatea să deosebească, să discearnă. El învață, numai o persoană poate învăța, nici o mașină din lume nu poate învăța, având inițiativa să învețe și având capacitatea să deosebească lucrurile la inițiativa lui. Ioan 14:26, dar Mângâietorul, adică Duhul Sfânt pe care îl va trimite Tatăl în numele meu, vă va învăța toate lucrurile și vă va aduce aminte de tot ce v-am spus eu. Duhul Sfânt mărturisește, e o persoană deci. Ioan 15:26, când va veni Mângâietorul pe care îl voi trimite eu de la Tatăl, adică Duhul Adevărului, care purcede de la Tatăl, El va mărturisi despre mine. Duhul Sfânt ajută, numai o persoană te poate ajuta la inițiativa ei. Roman 8:26, tot astfel și Duhul ne ajută în slăbiciunile noastre.
căci nu știm cum trebuie să ne rugăm, dar însuși Duhul mijlocește pentru noi cu suspine negrăite. 3. Duhul Sfânt are voință proprie, personală. Nu e doar o putere impersonală folosită de Tatăl. Are voință proprie, 1 Corinteni 12:11, dar toate lucrurile le face unul și același Duh care dă fiecăruia în parte cum vrea El. El poate porunci, Fapte 16:6-7, fiindcă au fost opriți de Duhul Sfânt să vestească cuvântul în Asia, au trecut prin ținutul Frigiei și Galatiei. Ajunși lângă Misia, se pregăteau să intre în Bitinia, dar Duhul Sfânt nu le-a dat voie. A avut inițiativă Duhul Sfânt, nu-i doar o putere, este o persoană. El cheamă în lucrare. Fapte 13:2, pe când slujeau Domnului și posteau, Duhul Sfânt a zis, puneți-mi deoparte pe Barnaba și pe Saul pentru lucrarea la care i-am chemat. Iată dar că aici Duhul Sfânt vorbește ca Dumnezeu. Eu i-am chemat, puneți-mi deoparte pentru lucrarea mea. A cui e lucrarea? A lui Dumnezeu. Care Dumnezeu? Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul, Dumnezeu Duhul Sfânt. E un Dumnezeu care se manifestă în trei persoane. În al doilea rând, ca și subpunct, frați și surori, vreau să observăm că Duhul Sfânt este Dumnezeu. Are atribute divine. Adică știe toate lucrurile cum numai Dumnezeu știe. Diavolul nu știe toate lucrurile. Nici îngerii nu știu toate lucrurile. Numai Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt știe toate lucrurile. Omnisciența, adică știe totul. 1 Corinteni 2:10-11. Căci Duhul Sfânt cercetează totul, chiar și lucrurile adânci ale lui Dumnezeu. În adevăr, cine dintre oameni cunoaște lucrurile omului afară de Duhul Domnului, afară de Duhul omului care e în el? Tot așa, nimeni nu cunoaște lucrurile lui Dumnezeu afară de Duhul lui Dumnezeu. În al doilea rând, Duhul Sfânt e prezent peste tot. Numai Dumnezeu este prezent peste tot în același timp. Omniprezență. Psalmul 139:7-8. Unde mă voi duce departe de Duhul tău? Unde mă voi ascunde departe de fața ta? Dacă mă sui în cer, tu ești acolo. Dacă mă duc la capătul pământului, tu ești acolo. Unde mă duc, Duhul Sfânt este acolo, alături de Tatăl și de Fiul. În al treilea rând, El poate toate lucrurile, numai Dumnezeu poate orice, diavolul nu poate orice, nici îngerii nu pot orice. Ei pot doar cât le-a fost încredințat, dar Dumnezeu Tatăl, Dumnezeu Fiul și Dumnezeu Duhul Sfânt poate orice, este omnipotent. Luca 1:35, Duhul Sfânt se va coborî peste tine și puterea celui preanalt te va umbri, de aceea Sfântul care se va naște din tine va fi chemat Fiul lui Dumnezeu. Iată dar un miracol, o femeie, o fecioară naște fără împreunarea normală, biologică cu bărbatul. În al patrulea rând, preștiința, Duhul Sfânt știe dinainte ce se va întâmpla alături de Tatăl și de Fiul. Nici diavolul, nici îngerii nu știu dinainte ce se va întâmpla. El doar bănuiește cu experiența de mii de ani. Fapte 1:16, fraților, trebuia să se împlinească Scriptura spusă de Duhul Sfânt mai înainte, prin gura robului tău David. Duhul Sfânt știe mai dinainte ce se va întâmpla pentru că e Dumnezeu. El nu-i doar o putere. Eternitatea, numai Dumnezeu este etern, de aceea Fiul și Duhul Sfânt alături de Tatăl este etern. Evrei 9:14, cu atât mai mult sângele lui Hristos care prin Duhul cel veșnic, cel etern, s-a adus ca jertfă fără pată lui Dumnezeu. Apoi, nu numai că are atribute divine, are acțiuni divine Duhul Sfânt. Bună oară! Pavel folosește interschimbabil numele lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt, adică îl schimbă când pune Dumnezeu, când Duhul Sfânt, că e același lucru. Ambii sunt Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. Ascultați cuvântul Domnului. 1 Corinteni 3:16. Nu știați că voi sunteți templul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt locuiește în voi? Sunteți templul lui Dumnezeu, dar locuiește Duhul Sfânt în voi. De genul, nu știați că această casă este a lui Luigi Mițoi și Carmen Mițoi locuiește în ea? Păi amândoi locuiesc acolo, că-s familia Mițoi. Petru folosește și el interschimbabil numele lui Dumnezeu cu Duhul Sfânt. Fapte 5:3-4. Anania, pentru ce ți-a umplut Satana inima ca să minți pe Duhul Sfânt? N-ai mințit pe oameni, ci pe Dumnezeu. Iată, dar minți pe Duhul Sfânt, l-ai mințit pe Dumnezeu. Chiar dacă Scripturile nu folosesc termenul de Trinitate, el este subînțeles în Biblie, în foarte multe locuri. Prima persoană care a folosit termenul de Trinitate în secolul II a fost Tertulian. Iar în 317, în Conciliul de la Nicea, termenul de Trinitate a fost acceptat în Sinodul Bisericesc de Conciliu. În al treilea rând, frați și surori, ca subpunct, vreau să observăm că Scripturile numesc Dumnezeu pe Tatăl, pe Fiul și pe Duhul Sfânt. E foarte important să spunem că Duhul Sfânt este Dumnezeu. E foarte important să înțelegem asta. Pentru că în felul acesta ne vom ruga diferit
și vom avea așteptări diferite. Speranța noastră va fi diferită. Va fi o speranță în cunoștință de cauză, nu în ignoranță. Aici e timpul să menționăm riscul pe care ni-l asumăm când vorbim despre una dintre persoanele Trinității. Adică, în primul rând, încercând să stabilim lucrarea unei persoane din Trinitate, riscăm să minimalizăm sau să exagerăm importanța celorlalte două, neglijând diversitatea și cooperarea în lucrare în Trinitate. În al doilea rând, riscăm să adoptăm poziția prin care Tatăl este Dumnezeu, iar Fiul și Duhul Sfânt sunt doar agenți prin care Tatăl lucrează. Dumnezeirea Duhului Sfânt a fost discutată prima oară în istoria creștină în anul 362, în sinodul de la Alexandria, iar sinodul a afirmat că Duhul Sfânt, citez, aparține Tatălui și Fiului și este de aceeași natură cu ei. Consiliul de la Constantinopol a reconfirmat dumnezeirea Duhului Sfânt, afirmând că Duhul Sfânt nu este doar o putere, ci este o persoană alături de Tatăl și de Fiul. Dumnezeirea Duhului Sfânt a fost reconfirmată și în 451, în Consiliul de la Calcedon. Biblia spune despre fiecare persoană a Trinității că este Dumnezeu. Romani 1:7, har și pace de la Dumnezeu Tatăl. Evrei 1:8, pe când Fiului i-a zis scaunului tău de domnie, Dumnezeule, pe când Fiului i-a zis scaunului tău de domnie, Dumnezeule. 2 Corinteni 3:17, căci Domnul este Duhul. Biblia menționează în multe locuri persoanele Trinității împreună ca fiind trei persoane în Dumnezeu. În primul rând, termenul Elohim este la plural în Genesa 1:26, citez, apoi Dumnezeu, înțelegeți Elohim în limba ebraică, a zis să facem om după chipul nostru, e la plural, nostru. 2. Cele trei persoane prezentate la botezul creștin, în Matei 28:19, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile, botezând în numele Tatălui, în numele Fiului și în numele Duhului Sfânt. Iată dar cele trei persoane în Dumnezeu, în Trinitate. 3. Cele trei persoane prezente la botezul Domnului Iisus, Matei 3:16-17. De îndată ce a fost botezat, Iisus a ieșit afară din apă și în clipa aceea cerurile s-au deschis și a văzut pe Duhul lui Dumnezeu coborându-se în chip de porumbel și venind peste el. Și din ceruri s-a auzit un glas care zicea, acesta este Fiul meu. Iată dar cele trei persoane, Dumnezeu vorbește, Duhul Sfânt în chip de, Dumnezeu în chip de porumbel se coboară, iar Dumnezeu Fiul este în apă. În același timp, cele trei persoane ale divinității, ale Trinității sunt prezente. Și acum vreau să spun un lucru important, erezii, adică învățături greșite cu privire la Duhul Sfânt. Întrebați-vă și dumneavoastră dacă ați auzit vreodată despre aceste erezii. Una dintre ele este monarhismul. Monarhismul susține că este un singur Dumnezeu și că de-a lungul istoriei, din anumite motive, el s-a prezentat când sub numele de Tatăl, când sub numele de Fiul, când sub numele de Duhul Sfânt, dar de fapt e aceeași persoană. Deci nu sunt trei persoane în Dumnezeu, ci e una singură. Odată a venit și a spus, mă cheamă Tatăl, a doua oară a venit și și-a schimbat numele, a spus, mă cheamă Fiul, dar era tot ăla de dinainte. Și a treia oară tot el a venit, dar a spus, de data asta mă cheamă Duhul Sfânt. Aceasta este o erezie. Nu este o persoană cu trei nume diferite, ci sunt trei persoane, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, care înseamnă Dumnezeu. A doua erezie greșită este pneumatomahii, de la pneuma, duh în limba greacă. Adică cei ce se luptă cu Duhul Sfânt. Aceștia susțin că Duhul Sfânt este doar o putere. Este unul dintre duhurile care slujesc intereselor lui Dumnezeu. Nu e Dumnezeu și nu trebuie glorificat, nu trebuie adorat. Aceasta este o erezie și în Consiliul de la Constantinopol în 381 a fost condamnată ca erezie, a fost calificată ca erezie. Nu e adevărată. Duhul Sfânt e Dumnezeu și merită glorificat, merită adorat alături de Fiul și de Tatăl. Slăvit să fie Dumnezeu, Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt. O altă erezie a fost cea promovată de arie, arianismul. Susține că Duhul Sfânt nu este Dumnezeu, dar este folosit, instrumentat de Dumnezeu pentru interesele lui. Montanismul a fost o mișcare foarte puternică în istoria creștinismului. Ea are foarte multe lucruri în comun cu Biserica Pentecostală, însă are și foarte multe lucruri diferite. Montanismul susține, printre altele, că revelația nu s-a încheiat, și aceasta e o mare diferență între montanism și Biserica Pentecostală. Revelația nu s-a încheiat și au pretenția că Dumnezeu le mai descopere lor anumite părți ale revelației pe care le adaugă la canonul biblic. Și spun că Biblia nu s-a încheiat,
Trebuie să mai adăugăm acolo experiențele lui Montan, ale lui Luigi Mițoi și ale altuia și ale altuia. Oameni buni, canonul biblic s-a încheiat. Chiar că e amin. Câteva cuvinte despre simbolurile Duhului Sfânt. Pentru a înțelege mai bine caracteristicile Duhului Sfânt, el a fost comparat cu anumite lucruri materiale pentru a surprinde prin această comparație complexitatea persoanei și lucrării Duhului Sfânt. A fost comparat cu un porumbel. De ce? Porumbelul este alb, este gingaș, nu atacă. Și mai mult, dacă vă aduceți aminte, nu are fiere. Fierea e amară și te face să te superi. Porumbelul nu se supără că nu are fiere. A fost asemănat cu vântul, a fost asemănat cu focul, a fost comparat cu uleiul, cu pecetea, cu arvuna, cu atmosfera, cu ploaia, cu roa, cu un râu, cu un râu de apă, river, cu îmbrăcăminte, cu ungere. Toate aceste elemente au fost comparate cu Duhul Sfânt pentru ca să ne dăm seama cât de complex este persoana și lucrarea Duhului Sfânt. Nu există pe pământ un lucru, unul singur, cu care să-l compari pe Duhul Sfânt și să spui totul despre el. De aceea au fost luate elemente care descoperă noi valențe, adică noi fațete, noi părți, noi atribuții ale Duhului Sfânt. Câteva cuvinte despre numele Duhului Sfânt. Și aici din nou vom face puțină lumină, pentru că mai domnește încă foarte multe erezii legate de numele Duhului Sfânt. Și acum vă rog să fiți foarte atenți, frați și surori. Există un singur Duh Sfânt. Vă rog să rețineți că este absolut fundamental. Dacă nu v-ați întâlnit încă cu erezii de genul că există mulți duhi, multe persoane Duh Sfânt, multe. Unul e Duhul lui Dumnezeu, unul e Duhul lui Hristos, unul e Duhul lui Iisus, unul e Duhul Sfânt și sunt o grămadă de alte Duhul Sfânt. Și nici nu știi când ceri, pe al cui îl ceri, că e un grup, e o grămadă. Există un singur Duh Sfânt, este a treia persoană din Trinitate. Dumnezeu, Duhul Sfânt, alături de Dumnezeu Fiul, alături de Dumnezeu Tatăl. Pentru a surprinde din nou mai multe atribuții și mandate pe care le are, El a primit diverse nume, ca și Dumnezeu Tatăl are multe nume. Bună oară! Dacă un bărbat este mai puternic, cum îi se spune? Buldozerul. Dar asta nu înseamnă că bărbatul ăla e buldozer. Îi spunem porecla buldozer ca să arătăm că el e puternic ca un buldozer. Dar oricât de puternic ar fi, nu e buldozer. Tot la fel, Duhul Sfânt primește anumite nume pentru ca în numele acesta să descoperim anumite valențe ale lui. Primul nume pe care îl poartă este Duhul Sfânt, că e sfânt. Al doilea nume este Duhul lui Dumnezeu. Al treilea nume e Duhul lui Iisus. Al patrulea nume e Duhul lui Hristos. Al cincilea nume e Duhul Adevărului. Al șaselea nume e Duh de Viață. Al șaptelea nume e Duhul Înfierii. Al optelea nume e Mângâietorul. Dar toate aceste nume vorbesc despre aceeași persoană. Duhul Sfânt al lui Dumnezeu, mărit și cinstit să-i fie numele. Câteva cuvinte despre natura Duhului Sfânt. În Trinitate, și acum vă rog, frați și surori, să vă folosiți tot discernământul și să cugetați la ce vă spun. În Trinitate, cele trei persoane au aceeași natură. Tatăl este Dumnezeu, Fiul este Dumnezeu, Duhul Sfânt este Dumnezeu. Nu există diferență de natură. Deci, nu există subordonare din punct de vedere al naturii, ci există subordonare în Trinitate, dar din punct de vedere al relației. Adică în Trinitate fiecare persoană are atribuții specifice și diferența dintre ele sunt doar o diferență de relație. Această doctrină a fost dezbătută aproape în toate sinoadele și conciliile bisericești. Alături de cine l-a trimis pe Duhul Sfânt, Tatăl sau Tatăl și Fiul? Acestea sunt divergențe care stau la neînțelegerea dintre bisericile istorice, ortodoxă și catolică. Duhul Sfânt în Vechiul Testament. În primul rând, frați și surori, Duhul Sfânt a participat alături de Tatăl și de Fiul la crearea Universului. Genesa 1:2. Pământul era pustin și gol.
Și peste fața adâncului de apă era întuneric și Duhul lui Dumnezeu se mișca pe deasupra apelor. În al doilea rând, Duhul Sfânt a participat la crearea omului. Genesa 1:26. Apoi Dumnezeu, rețineți că aici Dumnezeu este la plural, e termenul Elohim. Elohim este cuvântul pentru Dumnezeu la plural, nu la singular. Apoi Dumnezeu, adică cele trei persoane din Dumnezeu, așa se citește în traducerea originală, de fapt în original, nu în traducerea originală, apoi cele trei persoane din Dumnezeu au zis să facem om după chipul nostru și după asemănarea noastră. Genesa 2:7. Domnul Dumnezeu a făcut pe om din țărână și i-a suflat. Aici cuvântul a sufla are aceeași rădăcină cu ruach, este ruach. Ruach în limba ebraică e duh. Când spui a sufla, spui Duhul lui Dumnezeu. Dar aceasta este o terminologie prea complicată, trecem peste ea, o spunem doar întreagăt pentru cei care au cunoștință în domeniu. Iov, capitolul 33, cu versetul 40. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea celui preanalt îmi dă viață. Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea îmi dă viață. Adică, Duhul lui Dumnezeu m-a făcut și Duhul lui Dumnezeu îmi dă viață. Sau, suflarea lui Dumnezeu m-a făcut și suflarea lui Dumnezeu îmi dă viață. Aici sunt sinonime. Duhul lui Dumnezeu, suflarea lui Dumnezeu au aceeași rădăcină în originalul ebraic. Totuși, Duhul Sfânt a lucrat în mod special în viața multor bărbați din Vechiul Testament. Duhul lui Dumnezeu a fost activ și în Vechiul Testament, însă lucrarea lui a fost doar sporadică, momentană și nu a constituit Israelul într-un trup spiritual ca și astăzi în dispensațiunea bisericii, când biserica este trupul lui Iisus Hristos prin Duhul Sfânt, un trup spiritual. Pentru că Iisus Hristos încă nu murise atunci. De aceea, felul de activitate al Duhului Sfânt în Vechiul Testament este foarte diferit cu felul de activitate al Duhului Sfânt în Noul Testament. Priviți, vă rog, la felul în care a lucrat în viața câtorva bărbați. Iosif, Genesa 41:38. Am putea noi oare să găsim un om ca acesta care să aibă în el pe Duhul lui Dumnezeu? Moise, Numeri 11:25. Domnul s-a coborât în nor și a vorbit cu Moise. A luat din Duhul care era peste el și a pus peste cei 70 de bătrâni. Și de îndată ce Duhul s-a așezat peste ei, au început să prorocească. Moise dorește o revărsare de Duh Sfânt peste tot poporul Domnului atunci când spune în versetul 29 de la Numeri 11. Să dea Dumnezeu ca tot poporul Domnului să fie alcătuit de proroci și Domnul să-și pună Duhul Sfânt peste toți, peste ei. Moise la vremea aceea a știut ce cere. Bețalael, Exod 35, versetele 30 și 31. Domnul a zis copiilor lui Israel, să știți că Domnul a ales pe Bețalael, fiul lui Uri, fiul lui Hur din seminția lui Iuda. L-a umplut cu Duhul lui Dumnezeu. Duh de înțelepciune, observați ce înseamnă plinătatea Duhului. Duh de înțelepciune, Duh de pricepere, Duh de știință, Duh de tot felul de lucrări. Cum se face că astăzi toți sunt plini de Duhul Sfânt, dar nu mai este înțelepciune? Nu mai este pricepere, nu mai este știință, nu mai este tot pentru tot felul de lucrări. Frați și surori, haideți să înțelegem Biblia și să lăsăm în mintea noastră numai ce e din Scriptură. Iosua, Numeri, capitolul 27, 18 și 20. Domnul a zis lui Moise, ia-ți pe Iosua, fiul lui Nun, bărbat în care e Duhul meu, să-ți pui mâna peste el. Să-l așezi înaintea preotului Eleazar și înaintea întregii adunări și să îi dai porunci sub ochii adunării. Să-l faci părtaș la conducerea ta, la dregătoria ta, pentru ca toată adunarea copiilor lui Israel să-l asculte, văzând că tu l-ai investit în slujbă. Odniel, judecător 3:10, Duhul Domnului a fost peste el. El a ajuns judecător în Israel și a pornit la război. Observați că Duhul Sfânt, cum a venit peste cineva în Israel, a pornit la război și a adus poporul Israel la independență. Frați și surori, încă o dată, Duhul Sfânt în Vechiul Testament a coborât sporadic, nu peste tot poporul, ci sporadic, peste conducători, regi, profeți, proroci. Dar atunci când a coborât, a avut o misiune specială. Imediat ce Duhul Sfânt a venit peste oamenii ăștia, au făcut ceva special. De obicei au pornit la război
și au scos Israelul care era în robie, i-au redat independența. Cu alte cuvinte, când Duhul Sfânt vine, El nu vine doar așa ca să satisfacă pretenția religioasă a cuiva. Când vine Duhul Sfânt, se face o mare diferență. Coboară Dumnezeu în om și când Dumnezeu coboară în om, frați și surori, se întâmplă lucruri mari și sfinte și frumoase și dulci. Nu este așa ceva la întâmplare. Nu este ceva ce nu se observă. M-a botezat Duhul Sfânt, m-a umplut Duhul Sfânt și sunt la fel ca înainte. Frați și surori, asta nu este o etichetă. Aceasta este o experiență glorioasă, dumnezeiască. Este o experiență unică în ceea ce privește botezul. Reumplerea nu-i unică. Gedeon, judecător 6:34. Gedeon a fost îmbrăcat cu Duhul Domnului, a sunat din trâmbiță și Abiezer a fost chemat ca să meargă cu el. Unde au mers? La război. Ce au făcut? Au redat independența lui Israel. Iefta, judecător 11:29. Duhul Domnului a venit peste Iefta. Iefta a străbătut Galadul și Manase și a pornit război împotriva lui Amon. L-a nimicit pe Amon și a redat independența lui Israel. Samson, judecător 13:24-25. Femeia a născut un copil și a pus numele Samson. Copilul a crescut și Domnul l-a binecuvântat. Și Duhul Domnului a început să-l miște între Țoria și Eștaol. Și ce a făcut? Știți că s-a compromis el, dar totuși a făcut lucrare mare pentru independența lui Israel. Saul, în ciuda faptului că Dumnezeu nu a avut inițiativa în așezarea monarhiei, Dumnezeu totuși a permis-o. Și Saul, primul împărat, 1 Samuel 10:9-10, de îndată ce Saul a întors spatele ca să se despartă de Samuel, Dumnezeu i-a dat o altă inimă și toate semnele acestea s-au împlinit în aceeași zi. Când a ajuns la Ghibea, iată că i-a ieșit înainte o ceată de proroci. Duhul Domnului a venit peste el și a prorocit și el alături de prorocii aceia. A prorocit în mijlocul lor. David, 1 Samuel 16:13. Samuel a luat cornul cu un de lemn și l-a uns în mijlocul fraților lui. Duhul Domnului a venit peste David, începând din ziua aceea și în cele următoare. Frați și surori, iubită Biserica Domnului Iisus, ceea ce am vrut să vă spun în această seară a fost faptul că Duhul lui Dumnezeu este prezent pe toate paginile Bibliei, de la Genesa, de la crearea Universului, până la ultima pagină a Bibliei, Apocalipsa. Lucrarea Lui ca persoană în Dumnezeu este o lucrare profundă în Scriptură și este înțelept să ne aducem aminte în perioada aceasta, în ciuda faptului că noi toți știm bine, dar e înțelept să ne aducem aminte, pentru că apar noi membri în Biserica Betania și duminica viitoare, la slujba de seară, vom prezenta alții. Ei bine, e bine să aducem această diversitate de învățătură la învățătura Bibliei, rostind și proclamând Cuvântul lui Dumnezeu. De aceea vă chem, frați și surori, rugați-vă pentru predicatori. Rugați-vă pentru predicile lor, rugați-vă pentru Biserica lui Dumnezeu și rugați-vă pentru Betania să fie un loc unde Iisus se simte bine și noi suntem un plus de Duhul lui Dumnezeu. Pentru că mai avem 5 minute din program în această seară, aș vrea să ne pregătim inima pentru rugăciune și să spunem: Doamne, L-ai chemat pe Bețalael, pe Oniel, L-ai chemat pe Iefta, pe David, pe Saul, pe Samson, pe David și pe toți când I-ai chemat, Doamne, I-ai umplut de Duhul Sfânt. Doamne, Tu nu Te-ai schimbat. Tu ești același Dumnezeu. Aproape că eu nu știu ce să înțeleg prin Duhul Sfânt. Aud și eu la unul una, la altul alta, Doamne, aproape că nu știu ce să înțeleg. Însă un lucru știu, Doamne, am nevoie de Dumnezeu Duhul Sfânt. Doamne, dă-mi-L nu cum vreau eu, ci cum știi Tu. Umple-mă de Duhul Sfânt. Frați și surori, vă chem în această seară, după un moment de cântare, timp în care invit corul să-L laude pe Domnul. Vă invit, frați și surori, să ne pregătim inima pentru rugăciune și să stăm înaintea lui Dumnezeu și să ne rugăm. Doamne Dumnezeule, am învățat în seara aceasta din Biblie, din cuvântul Tău, că Duhul Sfânt este Dumnezeu alături de Tatăl și de Fiul. Tată, Fiule, trimite-mi-L pe Duhul Sfânt. Iisuse, ai promis că Te duci și că îl rogi pe Tată să-L trimită pe Duhul Sfânt. Trimite-L și în viața mea. Doamne, umple-mă de Duhul Tău. Și când va veni Duhul Tău, să fiu plin de înțelepciune, să fiu plin de pricepere și de toate celelalte lucrări pe care vrei să le faci prin mine. Iubita adunare a Domnului, haideți să stăm înaintea Domnului, să cugetăm la mesajul Domnului și să ne pregătim inima pentru rugăciune, să cerem, să primim și să trăim o viață din abundență, din belșug, în numele Lui Iisus și prin Duhul Sfânt. Amin. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc
sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.